Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei de vorbă cu femeia din tine. Astăzi este alături de noi domnul profesor Teodoru Ghiondea și venim cu o prezentare de carte Misterele femeii, simboluri și ritualuri de inițiere de-a lungul timpurilor de Mary Esther Harding, o carte publicată în colecția Arhetip, o carte pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald în cadrul acestei campanii de vorbă cu femeia din tine. Cartea scrisă de Mary Esther Harding este o încercare de a prezenta anumite fundamente arhetipale din psihologia feminină. Structura psihică nu este formată numai dintr-un conținut conștient, ci și din idei care par să se bazeze pe percepții senzoriale alterate, oarecum în chip ciudat, percepții senzoriale care sunt modificate de elemente formative a priorice și inconștiente, adică de arhetipuri, scrie în prefața acestei minunate cărți Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, care, cum spuneam, scrie acest cuvânt înainte, introducere, prefață, de altfel Mary Esther Harding fiind discipolă a lui Carl Gustav Jung. Domnule profesor Teodoru Ghiondea, ce tipuri sau ce fel de arhetipuri feminine analizează Mary Esther Harding în această frumoasă carte, mai ales vorbind despre capitolele care înglobează, să spunem, această carte atunci când vorbim despre ce înseamnă mitul și mintea omului modern sau despre ritualurile lunii, luna aducătoare de fertilitate, despre zeitățile lunii, despre ciclul lunar al femeilor, despre înțelesul lăuntric al ciclului lunii, omul din lună, de asemenea luna mamă, zeița fecioară. Și aici fac, într-adevăr, când spun luna mamă, fac o legătură și mă duc un pic și în zona firesc, tot ce ține de arhetipuri, în zona șamanismului, femeia șaman, iată, când vorbește despre ritualurile lunii, despre mama natură, despre principiul fundamental și despre esența profundă a principiului feminin. Aș spune în primul rând că o carte, și cartea aceasta, ca orice altă carte, au o valoare deosebită pentru noi și pentru lămurirea unor aspecte care rămân de-a pururi până la urmă încifrate și în care pătrundem încet, încet, nu atât poate prin conținutul, cât prin problematica pe care o ridică. Este imposibil, citind cartea asta, să nu spui foarte, foarte multe întrebări. Multe din ele, sigur că țin de viața de fiecare zi, altele țin de înțelesul profund pe care simțim nevoia să-l avem pentru tot ceea ce înseamnă femeia și misterul femeii, de ce să nu o spunem. Titlul cărții este foarte bine ales, pentru că, până la urmă, așa cum știm din întreaga literatură, femeia este o taină. Ea este un topos, este un loc ales în care bărbatul pătrunde și trebuie să pătrundă cu, dacă vreți, cu sfiala, cu smerenia și cu inima deschisă ca să poată înțelege și să poată să fie bine primit acolo. Cartea este, spuneam, importantă prin tot felul de asocieri pe care le putem face și prin asta putem să înțelegem lucruri foarte, foarte importante și fundamentale pentru viața unei femei. Și oricât am înțelege noi, trebuie să recunoaștem ca bărbați că rămâne acea taină extraordinară, care este cea a feminității veșnice, eterne, și pe care, sigur că o putem întotdeauna admira, ne putem apropia de ea, dar nu putem înțelege la modul acela la care noi suntem, în care noi suntem obișnuiți să înțelegem lucrurile. Îți trebuie ceva mai mult decât atât. Îți trebuie ochiul minții, îți trebuie ochiul sufletului ca să înțelegi așa ceva. De ce? Pentru că femeia este parte din tine. Nu este ceva alături de tine. Ea este în tine. Și regăsirea, înțelegerea fundamentului, ca să zicem așa, psihologic, al sufletului femeii, cât de cât presupune o asemenea recunoaștere a propriei constituții până la urmă.
Pentru că sunt inseparabile, bărbatul de femeie sunt inseparabile. Ei sunt, de fapt, două jumătăți ale aceluiași întreg. Lucru care, de altfel, se și spune, în, de exemplu, un ritual, în ritualul creștin, nu? Al tainei, taina nunții, nu? Taina căsătoriei, taina cununiei, nu? Și veți fi un trup. Ei sunt întotdeauna un trup, numai că trebuie să conștientizeze lucrul acesta. Ce este important la această carte? Și sigur că ceea ce este important în această carte provine în mare parte din ceea ce este important la Carl Gustav Jung, care înalță, ca să spun așa, ridică nivelul psihanalizei freudiene, ridică într-o zonă a spiritualului. Nu mai rămâne numai o cercetare științifică la nivelul unei terapii. Nu, ci se bazează această terapie pe o înțelegere profundă a ceea ce spuneați mai devreme, a acestui insondabil uman, acea zonă insondabilă, care se numește când inconștient, când subconștient, sigur că nu e același lucru. Absolut că nu este același lucru. Numai că aici mai este o problemă. Adică trebuie înțeles că acest subconștient, dincolo de ce spune Freud, dincolo de ce spune Jung, și mai mult decât atât, cred că se poate întrezări și în cartea autoarei noastre, există un supraconștient, despre care este adevărat că autoarea nu vorbește, nici Jung nu vorbește despre acest supraconștient, dar îl afirmă implicit, pentru că toate căutările autoarei noastre sunt în zona perenității naturii umane, în zona mitului, adică în zona unei realități mult mai pregnantă ca realitate decât realitatea fizică sau biologică, la nivelul principiului. Nu? Or, lucrul ăsta este foarte important ca să înțelegi de ce femeia este așa cum este. E un personaj într-o piesă de teatru care spune foarte simplu: cine crezi tu că a înțeles vreodată ce este mintea unei femei? Nu e nevoie să înțelegi. Știți, mulți autori spun: o femeie nu se înțelege, o femeie se iubește. Dacă poți să o iubești așa cum se cuvine, așa cum se cade, să o faci. Pentru că ăsta este modul de apropiere de ea. Da, Freud spune treaba asta, că o femeie, sigur, e mai ușor de iubit decât de înțeles. Sigur că da, și nu numai atât, însă așa și este, pentru că diferența, până la urmă, e o zonă în care diferența nu poate fi depășită între bărbat și femeie. Și nici nu trebuie depășită între bărbat și femeie. Toată lumea știe că de când când femeia este copil încă, ea la o anumită vârstă, de obicei când ajunge la vârsta de 12-14 ani, deja sufletul ei este o taină. Nu se mai deschide, nu se mai mărturisește așa ușor. Ea are intimitatea ei, iar intimitatea este de o foarte mare delicatețe. Și este orice încercare de a pătrunde acolo este o intruziune față de care ea se ferește întotdeauna. Și ar trebui să ținem minte lucrul ăsta, pentru că nu este un simplu secret. Aici este vorba de un adânc sau de un înalt cu semnificație spirituală. Nu e așa de simplu. Vedeți? Omul arhaic, de care vorbește atât de des autoarea noastră, nu? Avea o altă poziție și o altă înțelegere pentru acel arhetip, adică pentru acel model peren care până la urmă vine de sus de tot, de la Dumnezeu, de la facerea lumii și de la crearea omului. Omul modern are o altă raportare la lume. Are o raportare, cum să spun, logică, discursivă, de înțelegere detaliată a lucrurilor, așa zis, științifică. Or, în zona mitului, lucrurile stau cu totul altfel. Adică, chiar dacă facem, cum face și autoarea noastră, ea face până la urmă, ca să spun așa, un inventar al simbolurilor legate de feminitate. Și nu este numai un simplu inventar, este o interpretare a acestor simboluri. Sigur, ele sunt centrate pe lună, pentru că este și fire să fie așa. În toată ambianța, luna reprezintă prin excelență elementul feminin, iar soarele elementul masculin, lucru pe care îl spune chiar de la început autoarea noastră. Dar faptul că începe foarte inteligent cu acest capitol
mitul și mintea omului modern, ne punem întrebarea astăzi, oare cum gândea acum 2500 de ani un om tradițional un mit, mitul lui Oedip? Ce mit vrem să luăm? Cum îl gândea mitul ăsta? Și aici aș vrea să spun ceva. Vedeți? Omul arhaic nu face diferență între simbol și ceea ce este simbolizat. De ce? Pentru că pentru el, simbolul pe care îl are în interior, adică corespondența simbolului exterior în interiorul lui, este o prezență. Este o prezență divină. Nu este un concept. Nu este o idee. Este o realitate vie pentru el. Și atunci, sigur că el simte oarecum, subconștientul lui știe că el nu are acces direct la zeu, să cunoască zeul așa cum se cunoaște, așa cum își cunoaște calul, cum își cunoaște gospodăria, cum cunoaște un pom. Nu, el știe că el nu poate să-l vadă, face parte din lumea nevăzută. Și că este prezent în el zeul prin acest simbol. Or, lucrul ăsta este foarte important din punct de vedere al psihologiei feminine. De ce? Pentru că modul specific al femeii în care gândește realitatea este diferit de cel al bărbatului, tocmai prin ceea ce noi numim în mod profan și destul de superficial, iar întotdeauna un fel de poezie, de detașare, deși atunci când este nevoie, este de o perspicacitate mult mai mare decât bărbatul și își dă seama mult mai ușor de detalii. Dar ea păstrează o oarecare distanță față de, să spunem, de duritatea realității fizice din fața noastră, din jurul nostru. Și atunci revenind, vedeți, cartea este centrată pe simbolismul lunii, practic. De ce? Pentru că ciclu cosmic și toate lucrurile astea, fertilitatea și perioadele de creștere și tot, țin seama de această ciclicitate a lunii. Vă aduc aminte că foarte multe din civilizații au avut un calendar lunar, nu solar. Și astăzi islamul are un calendar lunar, care este mai mic cu 11 zile și 6 ore decât calendarul solar. Deci este oarecum ritmat sau perioada prin care noi trecem acum. A început postul mare, a început postul Sfintelor Paști. Este un post care nu este numărat în zile, ci în săptămâni. Sunt 7 săptămâni. Ori săptămâna este legată și de un ciclu lunar. Și 4 cicluri lunare, nu? Sau 4 perioade, nu? Fac un ciclu lunar. Adică de la luna 9 până din nou la luna 9, care la mijlocul lunii este o lună completă. Această mișcare vizibilă a lunii și această transformare a lunii și revenire la fiecare 30 de zile în aceeași, sau 29 de zile mai bine spus, în aceeași formă, sigur că arată și într-un fel ritmul biologic și ritmul psihologic până la urmă al activității psihice al femeii. Cu atât mai mult cu cât se ocupă chiar de un lucru, ca să zicem așa, fiziologic, dar care este caracteristic pentru femei, nu? Ciclul lunar al femeilor este un capitol, nu? Este capitolul 5 al cărții. De ce? Pentru că dincolo de aspectele fiziologice, el are și o semnificație profundă. Are și o semnificație. El schimbă viața femeii de 12 ori într-un an, o dată pe lună, schimbă ceva din ea, din comportamentul ei, din atașamentul ei, din viața ei afectivă, îi atinge chiar și imaginația și așa mai departe. Și atunci, sigur că este important să înțelegi această ciclicitate a permisivității prin care femeia acceptă să fie cunoscută. Și așa cum ne aducem aminte de o formulare din Vechiul Testament admirabilă și pe care eu am mai amintit-o în cazul unei relații intime și la nuntă se spune, nu, la prima relație pe care o au, prima legătură intimă, se spune și-a intrat la ea și-a cunoscut-o. Domn profesor, formularea este extraordinară. Domn profesor, simt nevoia să vin cu această mărturisire.
care nu este întâmplătoare. Cred că în timp ce vă ascultam în ultimele 30 de secunde, nu mai mult, mi-a venit în minte, făcând referire la capitolul 11 al acestei cărți, da, Nunta Sacră, da, mi-a venit în minte exact acest lucru și exact asta vreau să vă întreb legat de acest frumos sau această frumoasă sintagmă: a venit și a cunoscut-o, apropo de Nunta Sacră. Și doar gândindu-mă, dumneavoastră ați răspuns la întrebarea mea și de asta am vrut să intervin. Da, da. Deci nimic nu e întâmplător. Categoric, sigur că nu e nimic întâmplător. Aș mai aduce aminte ceva. De ce partea aceasta fiziologică e extrem de importantă? Vedeți, acum 2300 de ani, într-unul din dialogurile lui, Platon spunea un lucru extraordinar. În dialogul Simposion sau Banchetul, Socrate, care se duce și vizitează, se duce și o caută și o vizitează pe acea femeie deosebită, Diotima din Mantinea, enigmatică, nu? Și el vine și relatează ce a vorbit cu ea și ce i-a spus Diotima din Mantinea. Ori Diotima din Mantinea îi spune un lucru surprinzător pentru cine citește prima dată pe Platon. Îi spune: Socrate, și dragostea fizică între bărbat și femeie este un lucru sacru. Ce înțelegem noi prin lucrul ăsta? Prin lucrul acesta trebuie să înțelegem că orice gest, orice relație a noastră are un fundament sacru. E legată de un mit, am spune noi mai simplu, după mitografii. Adică nu este ceva simplu, fiziologic, cu un rezultat sau cu un scop, mă rog, predeterminat, acela de perpetuarea speciei. Nu, nu, nu. Are foarte multe semnificații. Vă aduc aminte că din iubiri profunde, din iubiri adevărate, mari, sfârșietoare, s-au născut opere de artă nemuritoare. S-au născut opere literare extraordinare și care nu țin neapărat de starea fiziologică încercată de eroi în momentul în care au avut relația intimă. Nu, nu, nu. Este mult mai mult decât atât. Vedeți? Parcă suntem întotdeauna în acord, ca să spun așa, cu o ultimă discuție pe care am avut-o referitoare la o temă care este foarte dezbătută astăzi: educația sexuală în școală. Și eu am spus că este un lucru extrem de delicat. Nu pentru nici contra, dar am spus că este un lucru extrem de delicat și care cere foarte multă înțelepciune. Pentru că acest act, care este foarte interesant pentru tineri, este și firesc, este începutul vieții, e o taină extraordinară pentru ei, este chiar obsesivă pentru tineri, dar ea trebuie gestionată, această curiozitate, cu foarte multă înțelepciune de adulți. Pentru că eu, de exemplu, le spuneam elevilor mei, care erau elevi de liceu, erau elevi mari, le explicam că lucrul acesta este un lucru în aceeași măsură și extrem de important, foarte important, dar atenție să nu facem din el unicul lucru important. Și mai spuneam ceva, că adusă în cadrul orelor de curs, îi scădem adevărata semnificație spirituală și interioară a actului respectiv. Devine un act fiziologic, simplu fiziologic. Nu, el nu este numai atât, este mult mai mult. Las la o parte explicațiile celelalte psihologice, și anume că există ritmuri de dezvoltare diferite la elevi, chiar dacă sunt de aceeași vârstă. Au temperamente diferite, cum bine știți, caractere diferite, și dacă un caracter se poate educa, știm foarte bine din psihologie, din știința psihologiei, că temperamentul nu se poate educa, doar reacțiile lui exterioare pot fi dominate, atât. Dar nu poți să-i scoți sistemul nervos al unui om și să-i înlocuiești. Deci sunt două lucruri diferite, temperamentul cu caracterul, nu le confundăm. Și pentru asta spuneam că este foarte important și că nu trebuie privit cu foarte multă ușurință. Nu este o simplă deprindere fizică și fiziologică. Este mult mai mult decât. Impactul este foarte mare. Și ca dovadă, femeia este în continuă dovadă pentru acest capitol 5 de care l-am amintit noi. Este o dovadă că lucrurile sunt delicate.
și că nu sunt atât de liniare și nu sunt atât de fade și lipsite de semnificație spirituală și de semnificație chiar culturală, dacă vreți. Adică nu este un lucru simplu. Or, autoarea noastră, tocmai asta cred eu că ne arată, că tot ceea ce trăiește omul de mii de ani nu este la, cum să spun, la voia modelor a ceea ce a circulat într-o mentalitate sau alta, ci că există un fundament care este peren și care el este prezent atât cât este omul. Important este că ea caută datorită punctului de plecare, și anume faptul că cercetările respective aveau un scop terapeutic până la urmă, nu? De înlăturarea unor dezechilibre psihice și așa mai departe. Este justificat să le găsim în adâncul ființei noastre, pentru că viața noastră psihică este extrem, extrem de complexă. Noi nu suntem aceiași de la o oră la alta. Și nu mă refer numai la stări, cum să spun eu, care se manifestă, ci în interiorul nostru. Ne schimbăm în permanență. Oricât am vrea să fim aceiași, nu putem fi aceiași. Ori lucrul ăsta cel mai bine se vede într-un cuplu. De asta mi se pare că este important, o carte ca asta este important să o citească în primul rând un bărbat. Să o citească bărbații. Pentru că își vor da seama că o grămadă de foarte multe lucruri pe care le întâlnesc zilnic la soții, la mame, la iubite, nu sunt niște capricii. Nu sunt niște lucruri trecătoare sau niște, cum să vă spun, lucruri lipsite de importanță, ci că ele pot avea, nu toate, dar multe din ele pot avea un fundament foarte serios, undeva în adâncul ființei noastre și undeva în temeiul naturii pe care o avem. De asta spun că este important să înțelegem și legătura aceasta care există între partea spirituală, aici prezentă prin mituri. Nu? Se vorbește de inițieri. Ori noi știm că astăzi discutăm și este o polemică întreagă despre prezbiteriatul feminin, preoția feminină. Și discuțiile sunt nenumărate. Dom'le, se poate ca un bărbat, ca o femeie să fie preot sau nu? Sunt împărțite părerile, cu siguranță. Foarte mulți aleargă la textul sacru. Dar eu zic că nu e suficient să citească textul sacru. Eu cred că trebuie să-l și înțeleagă textul sacru. Pentru că pentru asta există și sfânta tradiție la fiecare religie în parte. Nu este numai textul sacru. Interpretarea textului sacru este o chestiune extrem de complicată, extrem de delicată și cu mare responsabilitate spirituală. Ori noi vedem că autoarea noastră amintește de preotese, de vestalele care în temple nu făceau altceva decât să întrețină acel foc sacru, până la urmă ce să întrețină? Cultul, să-l întrețină viu. Și ele se supuneau unor rigori foarte mari, cum este castitatea și multe, multe altele perioadele de post, de retragere. Deci se supuneau până la urmă, până unei asceze la care aveau acces și bărbații. Adică diferența asta, care în general se face între bărbați și femei, într-un mod, aș spune eu, în cel mai elegant mod, spun că e simplist. Așa. Și lipsi până la urmă, nu numai de înțelegere, dar chiar și de politețe. Bărbatul e superior femei. Nu există așa ceva. Vedem din cartea autoarei noastre că nu poate fi bărbat fără femeie și femeie fără bărbat. Este o unitate interioară pe care n-ai voie să o sfâși și să o rupi. Aș spune într-un limbaj creștin, pentru că suntem într-un mediu creștin, aș spune, ceea ce Dumnezeu a unit, omul n-are voie să desfacă. Nu trebuie să desfacă. Și atunci este imperios necesar să se întâmple așa ceva. Nu intră în discuții, eu nu vreau să... niciodată n-am intrat într-o discuție referitoare la... transgen și așa mai departe. Știți la ce mă refer. Sau căsătorii ale persoanelor de același sex. Asta este o chestiune, aș spune eu, care nu merită discutată din acest punct de vedere. Pentru că punctul nostru de vedere este unul foarte important. Implicația este socială, dar nu este vizat statutul social
al omului, ci este statutul psihic interior, adică trebuie să facem distinție. Ori problemele, eu cred că de aici pornesc. Când noi ne lămurim în interiorul nostru lucrurile care se cuvin a fi lămurite, experiența noastră socială va fi conformă cu această ordonare interioară. Vă aduc aminte, o poveste, mă rog, din tradiția chineză, când un împărat era foarte nemulțumit de cum mergea imperiul și unul din înțelepții taoiști îi spun să se retragă. Și se retrage și după foarte mulți ani se revine înțeleptul taoiști și îl întreabă: ei, ce mai zici? Ce părere mai ai? Și el spune că sunt foarte liniștit. Și dar nu mă întreb ce se întâmplă afară, el venind nu din viața publică. Nu, și nu mai mă interesează. Ei, am să spun eu ce se întâmplă. Imperiul pe care l-ai lăsat într-o dezordine extraordinară duce o viață foarte ordonată și normală și firească. Și el spune, cum s-a întâmplat asta? Foarte simplu, când vrei să fie ordine în familia ta, trebuie să fie ordine în tine. Și dacă vrei să fie ordine în satul tău, atunci pune ordine în familia ta. Și așa mai departe, până la nivel de imperiu. Ei, același lucru se întâmplă și între un bărbat și o femeie. Viața unui cuplu este ca un imperiu. Trebuie fiecare să-și pună ordine în el, să se înțeleagă și să înțeleagă până la urmă că lucrurile nu sunt într-un concurs. Nu există un meci, nu există o întrecere între ele, ci există o conviețuire. Există o conviețuire și această conviețuire nu poate să fie decât de comun acord și cu deschidere maximă. Atunci când, de asta spuneam că este o carte pe care ar trebui cu precădere să o citească, să o citească bărbații, ca să vadă că lucrurile nu sunt atât de simple și că nu rămân doar la nivelul unei reacții, ci că de multe ori deciziile pe care le iau o femeie au rațiuni foarte profunde. Nu sunt niște decizii de moment. Și că atunci când încercăm să explicăm un anumit dezechilibru prin instabilitatea, de exemplu, de care se vorbește a unei femei, trebuie să ne gândim de unde vine asta. Și aș mai vrea să mai fac o precizare. Se discută de 120-150 de ani de feminism. Și aș vrea să mai vorbesc o dată despre feminism. Feminismul, că-l condamnăm sau nu, este o chestiune neimportantă din punctul meu de vedere. Noi trebuie să înțelegem de ce a apărut acum 150 de ani feminismul în forma pe care o știm astăzi. De ce a apărut? Și din punctul meu de vedere, și bănuiesc că nu este numai punctul meu de vedere, aici este și contribuția omului care nu a înțeles exact care este relația lui cu femeia, a bărbatului în relația lui cu femeia. Ori noi ne aducem aminte că acum 150 de ani, acum 200 de ani, când s-au pus bazele feminismului, noi ne aducem aminte ce importantă tulburare a fost psihosocială cu mare industrializare, în care femeia, datorită specificului, psihicului ei, n-a putut să meargă în același ritm cu bărbații. Și atunci când accentul a căzut exclusiv pe viața fizică, pe viața socială și mai ales pe cea economică, atunci ea s-a simțit neprotejată, s-a simțit uitată, s-a simțit neglijată. Și reacția ei firească a fost aceasta, de a se sprijini una pe alta. Vedeți? Deci aș spune eu că dacă cineva condamnă feminismul, ar trebui să se gândească la contribuția decisivă pe care a avut-o bărbatul în apariția feminismului. Fac o referire la islam, despre care noi am mai discutat. Profetul Muhammad spunea că sunt în mod necesar trei calități pentru un bărbat adevărat. Înțelepciune, generozitate, curaj. Orice observăm în lumea modernă și de 100 de ani încoace, observăm că acel curaj al lui s-a transformat în violență și în lipsă de înțelegere și de cumpătare și de măsură. Că generozitatea lui s-a transformat într-un fel de opulență, de risipă și tot o lipsă de măsură în ceea ce privește gestionarea treburilor curente și cele ale vieții obișnuite, administrarea vieții obișnuite. Iar înțelepciunea, numai înțelepciunea, a devenit inteligență. Ori inteligența nu e tot una cu înțelepciunea.
nu este totuna cu înțelepciunea. Vă aduc aminte că profetul islamului se înțelegea cu soțiile lui, având mai mult, evident, se înțelegea mai mult tăcând decât vorbind. Pentru că, știți, noi și când am crescut, poate și cei mai tineri și aduc aminte că părintele le spunea, băi, eu cu tatăl meu ne înțelegeam din priviri, nu trebuia ca tata să-mi spună ceva. Eu știam când... comunicarea asta cred că este necesară și obligatorie între soț și soție, într-un cuplu. O asemenea comunicare este necesară. De ce? Pentru că a te înțelege din priviri înseamnă că inimile bat în același ritm și pe același fond. Or, repet, este o carte pe care aș recomanda-o cu precădere bărbaților să o citească, ca să vadă că femeia nu este nici atât de labilă psihic, cum gândesc ei foarte mulți, mă scuzați, dar sunt lucruri pe care le aud foarte des, nici că este atât de capricioasă și lipsită de principii și așa mai departe. Nu. Este vorba de o înțelegere aici. Ori o înțelegere adevărată nu presupune numai o înțelegere mentală, rațională a lucrurilor, cognitivă, ci presupune și o deschidere a inimii. Exact. O deschidere intuitivă. A inimii. O înțelegere intuitivă. Absolut. Înțelegerea este până la urmă un act intuitiv, înțelegerea adevărată. Vă aduc aminte o dilemă a lui Aristotel. Cum este înțelegerea? Cum este cunoașterea? Este inductivă sau deductivă? Nici una, nici alta. Este intuitivă. După aceea vine demonstrația, după aceea vine certitudinea. Dar primul contact este, ori femeia este prin excelență intuitivă. Nu neapărat la nivel intelectual. Acolo discutăm de metafizică, discutăm de aceea. Dar vorbesc la nivel de relație. Este intuitivă. Și să nu uităm că vorbim des de al șaselea simț al femeii. Această intuiție, care este reală, ne-o demonstrează și autoarea noastră ne-o demonstrează. Deci nu este o calitate apărută inexplicabilă la o femeie, ci ține de un fond spiritual adânc și de un temei, ca să spun așa, care există dintotdeauna și bănuiesc și îmi doresc să existe întotdeauna. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre misterele femeii, simboluri, ritualuri de inițiere de-a lungul timpurilor, arhetipuri feminine, alături de domnul profesor Teodoru Ghiondea. Misterele femeii, de Mary Esther Harding, publicată în colecția Arhetip a editurii Herald și pe care o puteți găsi pe site-ul editurii în cadrul campaniei De vorbă cu femeia din tine. Îi mulțumim pentru toate aceste informații domnului profesor Teodoru Ghiondea. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi frumoasă, o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!